După săptămâni întregi de incertitudini, autoritățile au relaxat parțial restricțiile pentru momentele de sărbătoare din următoarele săptămâni. Astfel, organizarea de evenimente noaptea de Revelion a devenit posibilă, iar planurile au devenit realitate. Sibienii vor avea parte din nou de un spectacol de Revelion în centru orașului. Organizatorii anunță că pe scena ce va fi amplasată în Piața Mare va concerta în noaptea dintre ani trupa Subcarpați. Noile norme în vigoare permit accesul la petrecerea de Revelion tuturor persoanelor, indiferent dacă sunt vaccinate sau nu. Imaginile de pe camerele de supraveghere instalate în farmacie surprind o persoană bănuită de săvârșirea faptei, care este o femeie cu vârsta de aproximativ 55-70 de ani. Polițiștii sibieni caută o femeie care a luat o borsetă care nu i aparținea de pe teșgheaua unei farmacii de pe strada Semaforului din municipiul Sibiu. În borsetă erau carduri bancare de sănătate, un permis de conducere, un pașaport și peste 12.000 de euro. Juristul poliției locale Sibiu, prins în flagrant în timp ce primea 600 de lei mită, a fost dat afară. Decizia vine ca urmare a faptului că a lipsit nemotivat de la serviciu în repetate rânduri și nu din cauza mitei cerute, despre care șefii săi nu au primit nicio informare oficială. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.